Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar al Județului Neamț a analizat situația din toate unitățile administrativ-teritoriale referitoare la starea drumurilor. De comun acord cu directorii de școli s-a decis reluarea, începând de mâine, miercuri 11 ianuarie, a tuturor cursurilor școlare. În urma ședinței Consiliului de Administrație a Inspectoratului Școlar Județean de astăzi s-a luat decizia ca începând cu miercuri 11 ianuarie să se reia cursurile în toate unitățile de învățământ. Drept urmare și pe raza municipiului Roman, toate unitățile de învățământ sunt pregătite să primească elevii în sălile de clase. Avem asigurat agentul termic în toate unitățile de învățământ și mai mult decât atât vom acționa în cursul zilei de astăzi și în zona străzilor de pe lângă unitățile de învățământ, astfel încât mâine dimineață traficul în aceste zone se desfășoare în condiții cât mai normale și să eliberăm și locurile de parcare din zona unităților de învățământ. Conducerea primăriei Roman susține că pe raza municipiului nu ar fi fost nevoie de prelungirea vacanței școlare cu cele două zile, deoarece în toate unitățile școlare din municipiu există condiții propice desfășurării procesului de învățământ.